Что ты на уборке? О, ай, читали. Читали? Deci, hai să știu, hai să ai văzut. Acum, da? Și tu să... Nu sunt că repede de destul, dar deasupra aici e cu bani. Asta încercam. Găsește spații. Nu înțeleg. Nu așa clar să scrie. Adică, e o plăcere când vezi așa ești tu scris. Așa, da. Zice. Doi pe trei ori 4 pe 6 ori 6 pe 12 ori 8 pe 18 înmulți cu totul? Totul de mulți. Nu, nu mai pui paranteză. Nu, mulți în continuare. Cu deschidem o paranteză, e o adunare. Da. 3 supra 1 ori 4 plus 3 supra 4 ori 7 plus 3 supra 7 ori 10 plus 3 supra 10 ori 13 plus 3 supra 13 ori 16. 7 ori 10? Ai zis 7 ori 10, 10 ori 13, 10 ori 13 și plus 3 supra 13 ori 16. Se termină? Da. Tine paranteza, e egal cu... Dacă nu vrea cineva, eu vă... Ia să vedem. Miruna, te rog. Eu nici nu am scris... Hai, scrie exercițiu. Uite ce urât are. Ce e acolo, măi băiatule? Hai să facem efortul de să scriem frumos. Asta este lucrul cel mai important. Te rog, scrie. Hai. Uite aici ce. Aici ce. Deci 2 pe 3. Am ca ce faci? 6 cu 6 se simplifică. Dacă nu vorbești, atunci lasă-mă că vorbesc eu. 3, ce-ai făcut acolo? Să-i spune și nouă ce faci. Exact. Noi nu înțelegem. 3 supra 1 ori 4. O să spun ca 3 supra 1 plus ori 3 supra 4. Ia scrie așa, dedesubt. Lasă numai via deoparte. Deci 3 supra 1 ori 4. Te pregătești să scrii ca fiind 3 supra 1. Ori? 3 supra 4. 3 supra 4. Ia mulțește-le, cât fac? Atunci ai pus plus. Deci te-ai hotărât să fie, nu mulțiți, plus. Eu vreau, dacă amplificăm asta cu... Păi cum să amplifici acolo? La mulțire nu se amplifică. Păi 3 supra 1 pe 4, putem scrie ca... 4 minus 1 supra 3. 4 minus 1 supra 1 ori 4. Păi altă poveste. Da. Lasă, că ai scris niște trăznei, că trebuie să le punctăm aici. Nu, Miruna, nu. Așa, așa, să se vadă. Să se vadă și altcineva să nu mai facă. Deci Miruna îmi spune așa, că 3 supra 1 ori 4 ar putea să scrie ca 3 pe 1 ori 3 pe 4. Păi cum se mulțesc două fracții? Numărători între ei și numitori între ei. 3 ori 3, 9 supra 4. E prostie. Deci eu prostim, nu ești vorba de așa ceva. Dacă ai fi vrut să scrii într-un fel așa, ai putea să fi zis 3 ori 1 și ai fi spus 3 supra 1 ori 1 pe 4. Ca să pierzi vremea. Da. Că e tot 3 pe 4, da? Însă ai mișcat pe urmă și ai făcut altceva. Ai zis așa, vreau să scriu plus aici. Dacă nu e așa, e așa. Deci, atenție multe. Ai făcut-o. Și ești filmat și eu nu pot să trec așa ușor peste ea. Deci, plus aici când ai făcut, este a doua trăsnaie. Da? Deci, Miruna, când ești cu exercițiul în față, la chestiuni este elementare, n-ai voie să greșești. Da? Și să-i mai spun ceva, domnul profesor, întâi să gândească și după aceea să scrie. Sigur că da. Nu scriem dacă nu știm. Nu ne apucăm și repede și scriem acolo lucrurile. Cum zici tu? Pe 3 ăsta a scris ca fiind 4 minus 1. Asta e altă mâncare. Bine, că da, am ca și stai în bază.
10 minus 7 supra 14 plus 10 plus. Și plus vorbește că așa pe fără sonor, e tare greu. 13 minus 13 ori 16. Așa. Și egal, puteți să ștergem tabla, o să șterg eu, lasă că mă ocup eu de asta. Tu de rezult aici o să lucrezi imediat, așa. Și egal mai departe cu, te rog. Și egal cu... Da, acolo e greșit. Unde a greșit? Zi-mi, regulat. Acolo, că e 13 minus 16, trebuia 16 minus 13. Așa, mă. Așa, mă. Asta înseamnă să fii pe greșitul. Păi. Și avem 16 supra... Deci, unde e 16? 2 ori 1... 2, 2 ori 8, 16. Supra 3 ori 3, 9, 9 ori 18. Da, de-ar face altceva. El ar simplifica pe 2 cu 18. Sau 8 cu 18. Uh-huh. Deci el nu-i place, nu-i place să meargă cu numere mari. 2 acela cu 18 și face 9. Și atunci în sus ai 1 ori 1 ori 8, deci 8. Supra 3 ori 3, 9, 9. 81. Ori 4 supra 1 ori 4 minus 1 supra... Nu-mi place cum scrii lea în fracții? Am zis că faci întâlnirea de fracții și pe mine. Adam, profesor, acolo eu am greșit cu 16 minus 13, trebuia 13 minus 10. Așa. Și Mirul a scris, nu mai știu ce... Da, da, era altceva, era scris altceva. 13 minus 10, corect? Da, acum e corect. 7 pe 4, 7 minus 4. Nu-mi place? Bine, fracții chiar în dreptul. Minusul chiar în dreptul. 4 supra 4, 7 plus 10 supra 7 ori 10 minus 7 supra... Nu-mi place? Era. Așa. Și întâi în grea de fracție. Atenție multă! Plus 13 supra 10 ori 13 minus 10 supra 10 ori 13 plus 16 supra 13 ori 16 minus 13 supra 13 ori 16. Atenție! Atenție! Azi până aici este corect ce face ea. Deci, fiind 4 minus 1, adică 3 de sus, distribui numitorul. Uh-huh. Îl pune cu 1 ori 4 și la 4 și la 1. Anca, e bine? Pe urmă, 4 ori 7, fiind 7 minus 4 sus, îl distribui. Pune același numitor și lui 7 și lui 4. Da? Mecanism? Eu acolo. Unde nu era? Nu pot acolo, la 7 supra 4 ori 7, dar nu zis. Da? Minus 4 supra 4 ori 7. Se distribuie numitorul, da? Supra 16,
15 cu 81. Se mai poate simplifica, că are 3 ori 5 și aici în 81 am un 3. Deci tot timpul sunt atent la... Da, simplificat după aceea. Da, da. Tot acolo. Sigur că da, dar dacă facem vrei înainte. De ce să mulțim? Da. Ca da, după aceea simplificat. Dacă nu văzut. Da. 81 trebuie să vedem. Asta este obiect, obligație. 81 împărțit la 3. 27, nu? Da. 27 ori 2. 5 este. Acolo e 5. 1 ori 5, 5. 5 supra 54, nu? Da. 54. Da. 54, corect. Bun. Atenție multă. Din negreșitul ăsta ce am învățat? Haideți să nu plecăm. Eu am tot insistat și insist. De la fiecare greșit trebuie să învățăm ceva. Mi-a adus aminte chestia. Trebuie. Grav! Nu mai faci niciodată greșeala aceea. Băi, insist pe greșeala aceea. Nu se poate să scrii 3 supra 1 ori 4 ca fiind 3 pe 1 ori 3 pe 4. Așa ceva să fie litere de lege. N-ai cum să scrii. Ai văzut ce trebuie să ai. Iese cu totul altceva. Pe urmă, ai încercat varianta. Eu insist pe greșeală, nu pentru tine, pentru toată lumea. Cei care văd filmul acesta, ei la rândul lor au slăbiciune tale. Da? Deci asta vreau să le transmit. Și ai zis, sunt cu plus. 3 pe 1 plus ce fac 1 pe 4. Nu știu ce s-a întâmplat, ce ajutor. Catastrofă. Catastrofă, pentru că profesorul care vede așa ceva, crede-mă că nu mai stă, nu mai corectează nimic. Eu așa făceam ateză. Când vedeam așa, încadram chestia aceea și tăiam de la un capăt la celălalt și la revedere, era teza cea mai ușoară pentru corectat. Foarte ușoară. Pac, doi și la revedere. Cât? Doi. Doi. Dar nu am înțeles. Ce-ați vrea să vă spun? Asta era la mine, copiii știau. La revedere, când îi plineam cu chestiile astea, la revedere, două unități și la revedere. Așa se întâmplă. Deci nu stai de vorbă, poți să știi în rest. Dar știi, degeaba cu poveste ce ai cu șutarul și cu, nu? Da. Șutarul plin, dacă la sfârșit l-ai răspânat, degeaba. Da? E bine, greșelile le eliminăm. Pe urmă, din clipa în care am revenit pe 3 la 4 minus 1, 7 minus 4, lucrurile curg frumos. Aici distribuim numitorul la fiecare, distribuim numitorul pentru că ne închipuim că ar fi fost două fracții care au același numitor. Da? Și atunci, ăsta e motivul. Și se duce frumos, suma se calculează, totul merge frumos. Vreau și eu. Vrei să ieși tu? Da, scrie un alt exercițiu. Fii atent! Te-a anunțat înainte. Nu știi ce exercițiu îți dau. Să vedem ce exercițiu este. N-are importanță, dar atenție la gafe. Fără gafe, vă spun, sunt foarte tare frământat să nu greșim. Că sunt greșeli esențiale pe care nu le mai putem. Trebuie să ne înlăturăm acum. Vorba domnului profesor, înainte de a ne apuca din lucruri și lucrăm acolo în tăceri, tacem și lucrăm prostii, bă, hai să ne uităm un pic de exercițiu, să ne vină o idee, să vedem cam cum ar putea, și după aceea deschidem gura. Da, și să evităm greșelile. Atenție multă. Iar greșelile nu se mai fac câtă vreme avem siguranță în lucru. Așa. Arătați că, nu, este sună așa, 1 supra 9 ori 10, 1 supra 9 ori 10, plus 1 supra 10 ori 11, 1 supra 10 ori 11, plus 1 supra 11 ori 12, plus puncte, și mai departe, 1 supra 99 ori 100, 99 ori 100, puncte acolo, da? Închidem paranteza. Într-o paranteză toată povestea asta de la început. Împărțită la o altă paranteză, și o scrie de desubt, că nu-mi cap acolo, deci împărțit la... Chiar și scrie mai mic, domn profesor, dacă... Și, mai și așa, și așa. Să încadrăm ca lumea. Da. Scriu deci... Știu și vecherii.
1 supra 9 ori 10. 1 supra 9 ori 10. Plus 1 supra 10 ori 11. Plus 1 supra 11 ori 12. Plus puncte, puncte până la 1 pe 99 ori 100. Tot într-o paranteză rotundă. Împărțit la o altă paranteză dreaptă, să zicem acum, dreaptă, care îmi ia înseamnă 11 pe 10, plus minus 3 la a doua. Numai minus 3, nu-i fracție. Numai minus 3 la a doua. La a doua. Minus 5 pe 4, minus 5 pe 4, mai 5 pe 4 la a cincea, în paranteză pui. Așa. Împărțit la 5 pe 4 la a patra. Și împărțit la 5 pe 4. Chide paranteză, egal. E chiar foarte ușor. Hai. Continuăm scriptul. Opa. Egal cu... ca să distribuim noi 10 minus 9. Se prinde că da. 10 minus 9. Pe 1 ăla. Da. Da. Supra 9 ori 10. Așa. Plus 11 minus 10 supra 10 ori 11. Plus, de întâlnire, fracții întâi? Da, plus. Așa, vreau întâi. Asta, 12 minus 11 supra 11 ori 12. Așa. Plus, puncte, puncte, puncte. Plus, ar trebui să scriu mai aici. Plus 100 minus 99 supra 99 ori 100. Așa, închidem, de fapt așa trebuie să facem, închidem rotunda, împărțit la 11, deschidem pătrată 11 pe 10. Minus 3 la a doua e practic cu plus. Plus 9. Că e număr pozitiv. Ăsta, număr negativ la număr pozitiv dă plus. La un număr pare. Ai văzut pe minus ori minus, așa, da. Ca să te arăt. Minus ori minus, ori minus plus, da, plus. Da. Plus 9. Plus 9. Minus 5 la supra 4, 5 supra 4, totul la așa. Ce la, ce faci? Hai zi păi, tu, nu la întâia. La întâia, că la împărțire. Cum se fac două puteri care au aceeași bază? Să cope baza și se scade exponenții. De 5 pe 4 la întâia, că 5 minus 4... Împărțit la 5 pe 4. Împărțit la 5 pe 4. Și egal cu? Egal cu... distribuim acum. Da, 10 supra. Și 10 supra 9 ori 10. Minus. Așa, minus 9 supra 9 ori 10. 9 supra 9 ori 10. Plus. Plus 11 supra 10 ori 11. Minus 10 supra 10 ori 11. Plus 12 supra 11 ori 12 minus 11 supra 11 ori 12. Așa. Plus așa mai departe. Plus 100 supra 99. 100 supra 99 ori 100 minus 99 supra 99 supra 99 ori 100. Iar aceeași problemă, întâi pui
nu mai vezi pe linia de tracție. Da. Eu spun să pui linia de tracție chiar acolo, în dreptul ei. A, așa. Da? Deci, ca să nu mai greșești, așa începe. Da? 99 supra 100. Și atunci arată frumos, mă, când e scris, redactat cu... Îmi place oricului. Așa, închidem paranteza toată, împărțit la... Împărțit la, și pui de desubt, împărțit la... Împărțit la... Păi aici trebuie să modificăm cu 10 și ne-ar da 11 plus 90, 100... 101 supra 10. Așa, deci vine 101 supra 10, deci e minus. Nu e minus, e împărțit, Adi. Împărțit. Nu e egal, nu egal, ci este continuare. Împărțit, deschide paranteza. Acolo ești. Așa, 101. Minus? Așa, minus... Cât? 0. De ce e 0? Păi 5 sub 2 împărțit la 2, m-ar veni? 1. Păi, bă, dacă zici 0, este ca tot de greșit. Exact, nu-i tot 1. Sigur că da. Atenție multe. Deci, egal cu... Scriu în continuare. Acum. 10 cu 10. 9 cu 9. Ce Așa, minus... 1 pe 12. Puncte, puncte și așa mai departe. Plus 1 pe 99. Plus 1 pe 99. Minus 1 pe 100. Și... Închide paranteza. Împărțit la... Amplificăm cu 10 și ne dă 100 pe... 101 minus 10. 101 minus 10, 91? 91 supra 10. Hai, mai cu convingere. Mă întreb, 91? Vreți să spun eu? Așa, egal mai departe. Egal acela. De ce nu am făcut două liniuțe? Paralele și nu am culcate. Ține minte că atât de mult contează redactarea. Este cu atât de plăcut ochiului când vezi că totuși... Că eu vorbesc ca profesor, când corectez. Când vezi o măzgăneală așa, ei nu te uiți. Așa. Îi reducem, observăm. Da, hai, se reduc. Că se reduc. Da. Simplificăm aici, da? Simplificăm. Da. Și aici se reduce. Da. Și va fi egal cu... Egal. Ia să vedem ce ne rămâne paranteza asta mare. 9. 1 pe 9. Minus 1 pe... Minus 1 pe 100. Așa. Ținem paranteza. Împărțit la 91 pe 10. 91. Ai grijă unde pui. Uite. Dacă puneai întâi linia de fracție, așa se obișnuie. 91. Mai face acasă antrenamentul ăsta. Întâi linia de fracție și până. 10. Egal cu, egal în dreptul linie. Așa, da. Egal cu. Hai să lucrăm pe aia. Păi aici amplificăm cu 100. Da. Așa, știi, acolo cu 9. Și zicem. Și o să avem 100 minus 9 dă 91. Egal cu 91, egal vezi cu linia de fracție. Așa, 91. Supra cât? Supra 900. Supra 900. Ori deodată, ca să mă întâlnim. Ori 10 supra 91. 91. Și
și acolo... Să vin la o parte, se... ca să observăm, da, și noi. Da, dacă observăm, nu se reloc. 91 cu 91, se simplifică. 0 cu 0. 0 cu 0 și rămâne 1 pe 90. E răspunsul 1 pe 90. Hai să remarcăm un lucru. Deci remarcăm un lucru. Ce trebuie să faci tu? Trebuie să crească viteza. Ești foarte lent. Dar lent, acest ritm lent vine din faptul că nu este siguranță în lucru. Bineînțeles. Da? Și două lucruri. Viteza crescută și scrisul corect. Uite și tu, da, ce frumos am scris pe, da, băieți și clar. Acum ți-a făcut un deserviciu, Mihaela. Că în clipa în care pare că e așa, mama se uită și uite ce telegram, Mihaela, da, și uite de la ce frumos scrie acum. Așa o să zic. Băi, ce frumos scrie acum. Ia să vedem mai departe. Hai să vedem un alt exemplu. Tu care sună așa. Deci zicem, 3 pe lângă x minus 1, 3 pe lângă x minus 1, să rezolvăm ecuația asta, închidem paranteza, plus x plus 5, totul supra 4, egal cu 2 pe lângă 2x minus 1, 2 pe lângă 2x minus 1, plus 2x minus 5, totul pe 4. Plus 2x minus 5, totul mai acolo. 3x minus 5 supra 4, da? Supra 4, da. Deci este 3 pe lângă x minus 1, plus x plus 5, totul pe 4, egal cu 2 pe lângă 2x minus 1, plus 2x minus 5, totul pe 4. Dacă vrei să ieși la tablă, vorbești clar, da, nu și... scrii fără să vorbești, clar, și mi explici fiecare tablă ce faci. Hai. Desfacem paranteza 3 pe lângă x. Așa. 3x minus 3. Bun. Plus, aici vom scrie x plus 5. Să-ți fac momentan. Am înțeles mai întâi să spui linia de fracții, că așa am hotărât împreună. Deci da, șterge. Îl faci pe plusul acela. Da. Egal cu 4x minus 2. Deci, aici, atenție, 4x minus 2, deci 2 îl afectează, știm, la mulțirea, da, nu? Plus, linii de fracții, 2x minus 5, totul pe 4. Și acum avem 3x minus 3 și 4x minus 2. Putem să adunăm un 3 în ambii membri. Deci adunăm un 3 în ambii membri, da. Ca să scoate 2 ăsta mici. Și 2 în ambii membri. Da. Adică mai bine 5. 2. Da. Adică... 5, dacă vreau să-i scoate pe amândoi. Dar nu știu dacă îi scoate pe amândoi odată. Ca să mergem în... adunăm mai un 3 în ambii membri. Da. Și vei vedea că vine plus 3 în partea asta. Și scăzut 2, 3 scăzut 2 va face 1. Da. Deci facem în etape că nu poți să zicem un 5 în ambii membri, că nu sunt amândoi în ambii membri. Da? Unu, sunt unul într-o parte și unul într-o parte. 3x plus x plus 5. Mă gândeam că Miruna am propus și încă ceva. Ce mai putea să propună Miruna ca să mărim ritmul de lucru? Să simplificăm. Deci așa cum a scăzut, a adunat un 3 peste tot, putea să-mi spună că scădem un 3x peste tot, ca 4x minus 3x facă un x. Da. Deci să mărim ritmul la lucru, că dacă scriem încă o dată șirul de relații doar pentru simplu motiv. Deci unde să scriem aici? Deci adunăm un plus 3 și adunăm și un 3x, da? Da? Adunăm și un 3x. Da, deci vom avea... Deci vom avea numai x plus 5, că 3x-ul ăsta a dispărut. Da. Scăzând, nu adunăm, scădem un 3x. Da, scădem un 3, da? Bine, foarte bine. Corect. Eu am greșit. Și vine x plus 5 pe 4 egal cu... x minus 2 plus... plus... 2x minus 5 2x minus 5 supra 4. Și... acum
aducem la același numitor, da. Puteam să o facem chiar de la început, măream ritmul, da? Deci, acolo amplificăm cu 4. Ai pus pe x minus 2 în paranteză ca să devine x plus 5. Nu mai este supraparatul, că am eliminat numitor, fiind tărpesător 4. Da, egal cu 4x minus 8 plus 2x minus 5. Da. Și scădem... Adică 4x cu 2x, 4 cu 2 va face de aici. 6x. Deci vine x plus 5. Egal cu 6x. Minus 8 minus 5. Minus 13, da? La adunare. Și putem să adunăm 13 plus 13. Să vedem unde e gramul. Da, cu 13. Și o să avem x plus 18 egal cu 6x minus x. Aveam 8. Deci, deci ai adunat 13, da? Da. Și cu 5, 18. Foarte bine spus. 18 egal cu 5. 5x. Da. Și atunci x va fi egal cu... 18 pe 5. 18 pe 5 și s-a terminat. Este corect, m-am lucrat. E bine, te ferici, n-ai mai făcut greșelile de acelea grave. Dar, e greșeală? Nimeni de 6 pe 5. 6 pe 5. Hai să vedem într-un ritm mai alert. Dar îi luăm mâine și tu să vedem. Spui că Mihaela a obținut altceva. Deci 3x minus 3 plus x plus 5 pe 4 e egal cu 4x minus 2 plus 2x minus 5 pe 4. Am adunat un 3 peste tot și am dat x și am scăzut un 3x, da? Ei bine, dacă am scăzut, am adunat un 3, deci s-a terminat aici, x plus 5 pe 4 egal cu 4x minus 3x a rămas x și minus 2 plus 3, minus 2 plus 3, plus 1. Deci este o greșeală. Deci bine, aici am scăpat, trebuia să zicem plus 1 minus. Și s-a dus tot. Și s-a dus tot, sigur, de greșițiu. Deci plus 1 mai trebuia să spunem mai exact, s-a lucrat corect. Vreau să remarc că în stilul ăsta de lucru există și posibilitatea să greșim. Atunci Mihaela a spus este așa, mai rapid, mai rapid, când spunem, ducem dintr-un membru celălalt, atenție, că ducem cu sens schimbat, de fapt facem în culise ceea ce v-am spus mai devreme. Și atunci, eu aș fi observat, după ce s-a desfăcut aici, adun aceeași numitor în asta, deodată. Deodată. Da? Aduneam numitorul 4, amplificam pe celelalte cu 4. Deci vine cât aici. Clar. 4 ori 3, 12x minus 12. 12. Plus x plus 5. Plus x plus 5. Lucrați și voi. Egal cu. Da? Deci, asta... copiați-o de aici. Da, atunci, egal cu 4... 3x minus 3, să scrie toată lumea. 3x minus 3, să scrie așa, pe, wow, pe aceea corectă. 3x minus 3, plus x supra 5, totul pe 4, egal cu 4x minus 2, plus... 2x minus 5 supra 4. 2x minus 5, totul pe 4. Uh-huh. Și acum, eliminăm numitorii. Și ca să eliminăm ce facem? Amplificăm pe cele care nouă 4 cu 4 și am eliminat. Egal pe 1, de fapt, subînțeles. Atunci la același numitor, amplificăm aici toată asta cu 4. 4. Pasta asta toată cu 4. Nu pe asta. Da, e bine. Da, da, e bine. Așa. Toată cu 4. Și o să obținem. Și acum vine 4 ori 3. 12x. 12x minus 12. Plus x plus 5. Egal cu 4 ori 4, 16. Minus 8. 16x minus 8 plus 2x minus 5 plus 2x minus 5, da? Și curat, curat, adică e clar. Acum, echivalent cu reducem din stânga, reducem și din dreapta pentru început, nu e forță. Deci 12x cu x 13x minus 7 minus 12 plus 5 face minus 7. De acord? Egal cu 16x cu 2x 18x minus 8 minus 5 minus 13. Cei cu x îi duci într-un membru și celălalt termen liber în partea cealaltă. Mie mi-a fost mai jos, după aia cu x 13 minus 7. Depinde acum, fie în stânga, fie în dreapta.
N-are importanță. Nu contează. Și când îi ducem în partea pe X-ul ăsta, îl ducem cu plus. Cu semnul schimbat. Cu semnul schimbat al lui. Ca și cum am scădea pe 18 X, dar nu mai spunem, pierdem tipul, scădem 18 din ambii membri și nu știu ce. Spunem pe scurt că ducem pe ăsta cu semn schimbat pentru că e opusul lui ca să da. Să facă 0 aici. Să facă 0, da? Și vine ce? Deci vine 13 X minus 18 X egal cu, pe minus 7 care este cu minus, îl duc în partea cealaltă cu plus. Egal cu 7 minus 13. Egal cu 7 minus 13. Deci când se mișcă dintr-o parte cealaltă cu zero schimbat, pentru că este opus să facă 0 în membru. Și Miruna? 5 egal. Echivalent, minus 5 minus 5 exact. Da. Că ăsta este cu plus, ăsta e cu minus, la adunare minus 5 x. Deci vine minus 5 x. Egal, Miruna, cu 7 minus 13? Minus 6. Minus 6. Miruna, nu, eu am făcut corect, imediat îți explic. Stai puțin, lasă să termin domnul profesor varianta lui și te explică mama imediat. Echivalent, va spune că x egal cu minus 6 supra minus 5. 5. Și x egal cu minus pe minus face 6 pe 5. Eu am luat domnul profesor... Ai păstrat X și dreapta. Da, eu am observat că aici e 18 X, aici e 13 și l-am dus pe ăsta în partea asta și l-am adus pe ăsta aici. Și atunci am făcut 13, 13 avea minus, și am făcut 13 minus 7 egal cu 18 X minus 13 X. Și atunci mi-a fost... Ți-a dat 5 X egal cu 6. Tot acolo am ajuns. Deci ți-a dat 5 X egal cu 6, pentru că e egalitatea... Și așa greșești și mi se pare foarte rapid. Și fără greșeală. Deci, practic, tu l-ai avut pe minus 5 X dus în partea cealaltă. Eu am avut 6 exact, invers am făcut. Da? Și vine 6 egal cu 5 x. Exact. Așa e mântul. Exact. Deci și este același de... lucru, același lucru. Bun. Insist. Și eu. Trebuie să înțelegeți că am depășit etapa asta în care spunem că adunăm în ambii membri același lucru. Scădem în ambii membri același lucru. Ca urmare a acestui fapt, înseamnă trecerea dintr-o parte în alta, a termenilor cu semn schimbat. Exact. Dar asta e logica. E același lucru. Este lucru ascuns, acela că adunăm opusul în ambii membri. Pentru că uite, ce zăpăceam, ți-a dat 18 pe 5? Deci, am lăsat așa să lucrăm, pentru că am insistat și insistăm. Nu este un lucru, cum să spun, căruia a trecut cuiva prin cap, spune că se trece într-un membru, cealaltă schimbă semnul. Da. Eu am vrut să insist pe treaba asta, că adunăm opusul, motivul fiind acela că face 0 în partea cealaltă, că 3 minus 3 fac 0. De aceea minus 3, da? Deci e cu semn schimbat. În partea cealaltă se regăsește cu semn schimbat. Corect. Deci țineți minte mecanismul ăsta și atunci... Și o să lucrăm și mai repede și mai sigur clar. Că, sigur că da. Haideți să mai lucrăm încă la ieșit. Dacă mai avem un pic de timp, da, să vedem... Da, da, mai avem. Și circundarea vreau să stau și pe ea de vorbă, că pe ea se zice... Da, dar nu vreau eu să-l spun pe tablă, să-l vin și explic, că nu-mi place. Dar putem să facem ultimul exercițiu, toată lumea pe caietul și să vedem care l-a corect. Da, mama, nu am făcut. Miruna vrea să facă fiecare pe caietul lui și după aceea să vină la care i-a dat corect. Păi da, se instalează un timort la cameră. Exact. Ceea ce propui tu nu-i posibil decât într-un alt cont. Alt cadru, eu aș vrea să vă, eu și domn profesor facem niște eforturi și eu sunt foarte dezamăgită, cred că se vede pe fața mea, pentru că nu scrieți corect, pentru că nu vorbiți cum trebuie, pentru da. Că vă repeziți, vreți să faceți, dar nu m-aș repezi să fac dacă nu știu. Deci cu calm și cu rătare trebuie să ajungem acolo. E important să nu mai facem greșelile catastrofale, cele care am făcut, da? Hai. Zicem, 2x plus 3 totul supra 9, 2x plus 3 totul supra 9, minus 2 pe 3 înmulțit cu totul? 2 pe 3, nu, numai 2 pe 3 înmulțit da. Cu x plus 2, cu x plus 2 punem în paranteză, egal cu 2x minus 5 supra 18, 2x minus 5 totul supra 18, plus x pe 6. Mi-ai rămâi să scrii tu la tablă da. Și te dirigează cineva din bancă. Corect. Și firma în ritmul în care... Corect. Miruna, te rog să godă și prima. Amplificăm 2x plus 3 pe 9 cu 2.
De, de ce motiv? Ce motiv ai tu? Păi așa încep să spui. Observăm că numitorul comun peste tot ar fi 18. Fiindcă 18 se împarte și la 9 și la 3, da? Și la 6. Da. Ăsta e motivul. Da. Și acum, nu vrei să desfacem paranteza aia. Nu, nu, nu. Ia, ok. Gândește. Eu exact cum mai gândești. Rapid. Bun. Hai, zi. Pe prima cu cât am pus? Cu 2. 2. Să avem 4. Stai puțin. Nu, 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 nu. Pe următoarea cu cât, dacă... Pe următoarea cu 6. Cu 6. Dar și pe X plus 2. Pe X plus 2. Dar e mulțit. Se strici. Strici. Strici joc. Și pe X plus 2? Ai, iertați-mă, domnul profesor. Da. Eu am mușcat din chestia asta. Atenție, copii. S-a dus la același numitor. Numai cei care se adună și se scad. Ați fost tentat să puneți la X2? Sigur, sigur că da. Sigur că da. Recunoaște. Sigur că da. Așa nu mai pe 3. Eu nici nu am mai X2. Ce voi aș face 6? Deci, atenție mult. Deci mi-ar fi trecut prin cap, domnul profesor. Nu e așa ceva. Mai eu știu ce știu. Am înțeles. Da. Deci, atenție copii. Dar eu nici nu amplificam, îmi făceam paranteză. Desfaci paranteza, da. Dar și ritmul ăsta ca să mărim. E mărit ritmul, corect. Este bună ideea ei, ca să nu mai scrim încă o dată. Ia, observă, dar trebuia să-mi spui, observ că numitorul e 18. Numitorul comun este 18. Și ea spune, 18 împărțit la 9 cu 2, 18 împărțit la 3 cu 6, dar aia cu 6 cu totul. Da. Ăsta, că doar la numărător, înțeleg, eu așa înțeleg, 2 pe lângă X plus 2, mai copii. Corect. Așa. Aici cu nimic și în sfârșit aici cu 3. Da. Și acum începem. Hai, vorbește. 4x plus 6 supra... Nu mai supra, că îl pune pe... Nu mai există numitor, dar am eliminat numitor, peste tot. Ce-ai făcut? Minus 12 pe 18. De ce pe 18 minimum? Da, 12 pe 18. Băi, îl eliminăm numitorul sau nu îl eliminăm? Deci tu aia, stai puțin să-i explic o chestie lui fiică. Deci, eu vreau să scriem peste tot numitorul și apoi să... Păi, dar de ce ai adus la... Ai observat că numitorul este 18, da. Și dacă am amplificat la toate, în așa fel încât numitorul să fie 18, da. Îl eliminăm. Da, păi, da, stai să gândim la... Tu de ce ne cer nouă să scrim așa? Totul supra 18 egal cu... Ceva supra 18. De ce dar pierdem păi, timpul. Da, da. Și atunci mai trag o linie. Mărești ritmul ca să-l încetinești acum. Mai trag o linie, scriu 18. Pierd niște timp. Este același lucru. Dacă este același lucru și câștigăm pe partea asta altă, mergem pe culoarea asta. Da? Deci, minus... Minus cât? Aici cu cât am scris. Minus 12. Minus 12. De ce 12? 2 ori 6, da? 12 pe lângă. X plus 2. Da. Egal cu? Egal cu 2X minus 5 plus da? 3X. Bun. Și avem 4... E clar acum, copii, de ce? Da. Nu copiem de pe mai încă o dată, încă o dată să luăm. El nu așteaptă puțin. Deci numitorul comun s-a sesizat că este la un capul la 18. Este numărul care se împarte la fiecare din numitori. Că aici avem o scădere și la roșu o adunare. Asta e operația care vedem în ansamblu. Și aici am amplificat cu 2, din coace am amplificat cu 6, aici cu nimic, cu 1, cum s-ar zice, că e numitorul 18, și partea asta cu 3. Și s-a zis 4x minus 6, minus 12 pe lângă x plus 2, egal cu 2x minus 5, plus 3x. Și dacă am scăpat de numitor, că de-aia tu ai văzut repede ca să măriți ritmul, nu-l mai scriem supra 18, mami, că atunci de ce am scăpat de... Este același lucru, dar nu pierdem timpul, nu? Și acum, hai. 4x plus 6, minus 12x plus 24, egal cu... Minus 12x? Minus 12x plus 12 ori 2. 12 ori 2. 24, da. Plus 24, de acord toată lumea, da? Da, da. Să scriu plus 24, da? Da. Eu vreau să scriu minus 24. De ce? Nu știu. Din lângă pățânare. Așa că sunt eu. Uite, minus 12 ori plus 2, minus cu plus, face minus. Hai, așa cum am spus minusul aici. De ce ai zis minus? De ce ai zis aici a plus 12? Ce n-am zis plus? De ce ai zis minus? Pentru că ai mulțit minusul ăsta deci, cu plusul. Minusul ăla afectează pe toți termenii. În paranteză. E la mulțire minus, minus, minus cu plus. Minus cu plus. Este egal cu? Ieruna? Este egal cu 2x. Nu 2x vreau 2x. 3x e x minus 5. 2x plus 3x? Face x minus 5. 2x plus 3x. 2x plus 3x. Da. 5x, nu x. Cum ai făcut de
Ai scăzut din 3x, ai scăzut pe 2x. Păi este, amândoi sunt cu același semn, cu plus. Ăsta nu e mai pus plus, că nu mai este legat de cineva din față. Că nu îi se pune să subînțelege că e pozitiv. 4x minus 12x. 4x minus 12x. Minus 8x. Minus 8x. Minus 8x. Plus 6 minus 24. 18. Plus 6 minus 24. Minus 18. Minus 18 egal cu? Egal cu 5x. Unde vă e mai comod să ducem termenii? Cu în stânga. Nu, lăsăm ce cu x în stânga, să ne facem un lucru aici, da? Da? Bine. Atunci rămâne minus 8x. Sem. Plus. Ăsta are plus. Când îl trec? Minus. Minus 5x. Este egal cu... Ce rămâne aici? Și îl copii? Minus 5. Plus 18. Plus 18. Corect. Și egal cu... Și aici? Minus 13. Minus 13. X este egal cu... 13. 13. X egal cu... 1. Minus 1. Face, face 13 pe minus 13. Și minus 1. Deci la împărțire, 1, 1 este în dreapta și minus 1 arată pe axe. Arată pe axe. Aici e axa, aici e 0, aici este 1 și aici este minus 1. E egal de poveste. Minus 1 cu minus 13, minus 1 între 13. X este egal cu 13 supra minus 13, X este egal cu minus 1. Da, X egal cu minus 1 este răspunsul. Alte exercițiu. Să mai vedem încă unul care sună așa. Minus 3 pe lângă minus 3 pe lângă 4x minus 7 4x minus 7 plus 2 pe lângă 5x minus 6 egal cu x minus 1 totul pe 2. X minus 1 totul pe 2. Hai să ne gândim, să ne uităm un pic la exercițiu fără să ne repedem și să ne gândim ce să facem. Desfacem parantezile. Adi, ești de acord? Da. Este egal cu x minus 1 supra 2. Să amplificăm, dar mai întâi desfacem parantezile de 10 avem și apoi amplificăm. Corect. Cred că așa. Și ne ducem termenul asemenea. Adi, vorbește tu, te rog. Minus 3x. Poftim? În loc îl fac minus 3x, îl 4x. Și cât face acolo? E minus 3 doar, Adi. Minus 3. Minus 3 ori 4 x cât fac? Minus 12 x. Minus 12 x. Minus 12 x. Miruna? Minus 3 ori minus 7, 20, ori plus 21. Plus 21, este esențial. Minus 3 ori minus 7, plus 21. Da? Corect. Adi? Plus 10 x. Anca? Plus cu minus? La mulțire plus cu minus, deci când sunt dușmani? Minus. Minus 2 ori 6? 12. Minus 12 este egal cu x minus 1 supra 2. Observați că pun în dreptul egal. Minus 12 x plus 10 x. Minus 12 x plus 10 x. Minus 2 x. Plus 21 minus 12. 9. Ce 9? Semnul. Plus 9. Plus 9. Plus 9, poate. 21 e mai mare. Este egal cu x minus 1 supra 2. Acum amplificăm cu 2 peste tot. Da. Și vom avea minus 4 x plus 9 egal cu x minus plus 1. Cât? Plus? Plus 18. Păi dar tu ai învățat tot una? Am scris-o. Am scris-o. Am scris-o. Este egal cu x minus 1. Da. Nu mă interesează. Ducem pe cei cu x în partea stângă. Da, și o să avem minus 4x, vorbește Adi. Taci, minus Miruna. 4x minus x este egal cu ce mi-a rămas? Cu minus 1. Minus 1. Minus 1 minus 18. Minus 18, că pe 18 îl trecem în partea cealaltă. Și cea minus 5x. Minus 5x, da? Egal cu minus 19 și atâta. Și nu și atâta. Și x este egal cu minus 19 pe 5. Nu, minus 19 pe minus 5, Adi. Pe minus 5. Este egal cu? Cu 19 pe 5. Acum vedem. Deci ăsta este rezultatul corect. Așa, o altă ecuație. 7 ori modul din x. Acum.
de 7 ori modul din. Deci Anca, te rog să fii atentă și tu și mie una și toți, da. Și când vă zicem, vorbește ăla, vorbește ăla, vorbește. Ca să intrați în subiect. 7 ori modul din x minus 2 ori modul din minus x plus 9 egal cu 0. Treiul trece în primul în partea și al altul se schimbă. În primul rând, n-are cum să fie minus, adică ăla minus x e x. Care e ăla? 2 ori modul din minus x este? E x. 2 ori modul din x? 2 ori x. Pe modul din minus x e x. Deschidem 7x. Hai să o luăm așa ușor, mai ușor. Scrie modul din 2. 2. Cu ce este egal? Cu 2. Și modul din minus 2? 2. Tot 2. Adică, în cazul de față... Modul anulează minusul. În cazul de față, ca să nu greșim, n-are rost să mai zic și modul din minus x. Zici modul din x. Deci modul din minus x era așa. Egal cu modul din x. Corect. Asta este lucru important, pentru că fie din 2, fie din minus 2, același rezultat. Dar noi nu putem merge particular, pentru că depinde ce x va fi acolo. Corect. Deci asta, notați-vă acest lucru. Modul din minus x egal cu modul din x. Și subliniați acest lucru care trebuie știut perfect. Și aici se transformăm. 7 modul din x va fi 7x. Nu 7x, 7 ori modul din x. 7 ori modul x minus 2 ori modul din x. Plus 9 egal cu 0. Acum avem 7 modul din x minus 7x modul din x minus 2 modul din x. 7 modul minus 2 modul. 5 modul din x. 5 egal cu 0 minus 9. Este egal cu minus? 9. Și modulul de x? Modulul de x avem x. Este egal cu minus 9 supra 5. Imposibil. Așa. Bravo. Deci imposibil. Mi-a plăcut reacția lui. Da, deci modulul nu spate un număr negativ. Deci acolo dacă ziceam că x egal cu plus minus 9. A, dar de la ce puteam să scriem că e imposibil? Într-un mod, după ce am scris modul din minus x, da. Când faci modul din x, de acum când ai ajuns la modul din 5x plus 9, egal cu 0, nu se poate să se întâmple asta niciodată. Alte greșițiuni. Modul din x plus 3, modul din x plus 3. Modul din x plus 3. Egal cu modul din 2x minus 5. Egal cu modul din 2x minus 5. 5. Începe și dăm valorul lui x. Dar x e dimulțimea numerelor raționale. Asta o știi. Îți place tot felul de tâmpenii. Nu putem să găsim pe x-ul acela la întâmplare. Trebuie să ne vină vreo idee. Hai să o luăm așa. Dacă ați luat modul din x plus 3, modul x plus 3 egal cu 5. Se ia așa. Modul x plus 3 egal cu 5. Am avea două situații. Odată ar fi x plus 3. X plus 3 egal cu 5 și x plus 3 minus 5. Deci de acolo rezulta x plus 3 egal cu 5. X plus 3 egal cu 5 sau alte situații, sau x plus 3 egal cu minus 5. Ne convine și una și alta. Da. Deci x plus 3 poate fi fie 5, fie minus 5. Una din cele două variante. Da. Hai să ne gândim că 2x minus 5 ăla e 5-ul de acolo. Da. Și atunci ar deci, fi așa. Să x plus 3. Deci dacă vă gândiți că ăsta de aici e 5-ul ăla. Este 5-ul de aici. Odată ar fi x plus 3 egal cu modul din... Egal cu, nu modul, egal cu 5, adică egal cu toată expresia din interior. Hai să nu simt că o să confunde cu 5-ul ăla, facem în felul următor. Aici, las cu 7. Și aici pune 7, domnule. Aici punem 7 și minus 7, da? 7. Da. În exemplu, care l-am luat. Când este și 5-ul ăla, să nu se face o confuzie. X plus 3 egal cu 7, rută de x egal cu 4. Păi, bun, și găsim și x-ul de aici. Da, da. Important este să înțelegi mesajul pe care îl transmite acum. Deci, dacă ăsta ar fi 7, a scrie că x plus 3 egal odată cu 7, da.
adică egal cu cine? Cu 2x minus 5. Da. Ce acolo? Și odată egal cu minus. Deci x plus 3 egal cu minus 2x minus 5. Deci x plus 3 egal cu 2x minus 5. Sau? Sau x plus 3 egal cu minus 2x plus 5. Minus 2x plus 5, ca să luat... Da, minus cu minus. Minusul a schimbat totul, da? Ca să înțeleagă ei și mai bine, spunem așa. Și minus. Da? Spunem așa. Minus pe lângă 2x minus 5. Copii, insist. Deci, eu v-am particularizat și am zis așa, dacă ar fi un număr 7, atunci aș spune că expresia asta e egal cu 7 sau minus 7. Da? De ce 7 sau minus 7? E posibil aici să fie, nu, 7 și bine, dar poate să fie și minus 7 și modulul transformă în plus 7. Da. Da? Deci, în final, am aceste două variante. X plus 3 să fie 2x minus 5, sau x plus 3 să fie minus pe lângă 2x plus 5. Dar faptul că și al doilea e tot modul. Păi, mă asigură egalitatea. Atât, doar da, egalitate. Dar pe mine mă duce în cele două situații. Deci acolo rezultă da. Că... Și rezultă că aici, din prima, da. Avem x minus 2x minus x, corect? Da. Minus 5 minus 3, egal cu minus 2. Alo. Și din a doua. Din a doua situație avem x. Hai să o facem ca să vadă toată lumea. X plus 3 este egal cu minus 2x. Greu de spus. Deci rezultă că avem da. Așa. X plus 2x și 3x da. Este egal cu plus 5, 5 minus 2. 3, 2. Bun. Și x plus 2 pe 3. 3 toate spinuri natural. Ei, asta. Da. Și da. Așa, bun. Și acum să luăm cealaltă situație, care 2x minus 5 va fi egal cu minus așa. X minus 3. Acum, dumneavoastră acum trebuie să vedeți așa, dacă ați făcut etajetate perfecte, pun în folii deasupra. Când 2x minus 5 așa. Va fi egal cu x plus 3 odată și 2x minus 5 va fi egal cu minus x minus 3. Deci nu ați avut perte de fum, cu alte cuvinte. Păi aici vine mama 2x plus 3. După ce ați făcut cu barujetul, ați închis ordinișul, l-ați închis, da? Dacă luăm invers. Este o situație fericită, dar puțin probabil. După părerea mai puțin probabil. Înseamnă că dumneavoastră, fie că ați ținut sub control, când ați făcut ultimul tratament? Aha. Nu știu ce să zic. Și ați făcut prin sondaj la un stup 2, ca să nu te faci la toată stupina. Da? Am înțeles. Rămâne problema asta. Să fie avut baftă să găsiți acei 1, 2 care să nu fie avut, ori va rai. Dar că mi-a spus între timp că ați luat alt barachetă, ca nu cumva să fie la expirat, să nu fie la proastă calitate. Fumul ați obținut, l-ați ținut în sensul că ați făcut etajetatea perfectă. Ce să zic, poate să fie o situație fericită mai real întâlnită acum. 6 minus. 3 minus. Dar vedeți clar, spune ce să scriu. Minus 3x. Așa. Mai departe, minus 3. De unde minus 3? Ați corectat tot tipul varoa. Păi ați corectat tot tipul. Minus 3x minus 1. Ori sigur. Minus 1. Da. Păi minus 3 are deci minus asta, în față, minus 1 are minus în față. Minus cu minus da? La asta mântire. Este un motiv în care, încă o dată, la mântuitoare își face treaba. Asta e ideea. Cât cuprinde în perioada în care este interes pentru creșterea trântului. Minus 2x. Dar de bineva, la sfârșitul lui, nu mai poți fi interese pentru creșterea trântului. N-am mai avut. Deci, trebuie cu x, trecem în partea stângă. Înseamnă că am colectat foarte bine în toată perioada. Asta rămâne chiar. Și 2x. Vorbește aici, minus 3x. Minus 3x. Arată-mi că-l treci. Cu ce semnă îl pun? Cu plus. Plus 2x plus 2x egal cu, întâi scriem pe ăsta care a rămas, minus 6, minus 6 și acum îi trecem pe ceilalți liberi, fără x, cu semn minus 6, minus 6,
Plus 3. Atunci nu, mai faceți așa. Când se termină copilul? Și avem minus x. Minus x este egal cu minus 12 minus 15. Minus 15. Și deci depinde cu x este egal cu 15. Atunci faceți 1. Și dacă nici atunci nu aveți, atunci e perfect. Spate din minus 15 la minus 1 și 15. Ați văzut cum greșiți? Aici? Da. E posibil. Hai să mai facem, până vorbești cu profesor, mai facem câteva exerciții. Da, eu sunt într-o... Încerc așa altceva. Eu sunt într-o lecție de matematică și de aceea sunt un pic stresat, da? Bine, la revedere. Doamne, bine, sănătate, sănătate. Așa. Deci am observat ce concluzie tragem aici, ce concluzie tragem din registrul ăsta. Că antrenamentul pe care îl facem, dacă veți lucra în continuare, veți avea o șansă imensă, aceea, din manualul de clasa asta, de clasa a șaptea, sunt ieșiți acolo foarte multe cu ecuații și trebuie făcute toate. De la două stele, la o stea, de la... O să tot, le faceți, tot, clar, tot, la școală, da. Nu, le faceți la școală, dar voi... pentru a, să spunem, a conserva efortul ăsta făcut de noi, trebuie menținut antrenamentul. Dacă până în septembrie, la 15 septembrie, nu mai lucrați nimic, vă garantez că vă aflați în situația aceea care, cu care ați venit la început. Deci, totul se pierde. Asta deci, e matematica. Deci, când avem așa un modul egal cu alt modul, domnul profesor, deci iau pe rând. Situații. Ăsta e egal cu plus sau ăsta e egal cu minus, așa. Da. Și analizăm și obținem mixi. Deci obțin mixi. Veți vedea că și ăștia fac egalitate. Dacă, așa. Ia probează toată. Păi 8, mi-a dat 8 acolo. 8 plus 3, 11. Modul de 11. Și egal cu modul de 2 ori 8. 16 minus 5, 11. Adevărat. Da? Și dacă îi vei lua îl iau și pe 2 pe 3. O să am 2 pe 3 plus 3 în modul egal cu modul de 2 ori 2 supra 3 minus 5. Am zilit, bineînțeles, cu 3 și o să am 2 plus 9, 11 pe 3 modul egal cu 2 ori 2 ori 2, 4, 4 pe 3 aici cu 3 4 minus 15 minus 11 pe 3 modul supra 3 egal cu modul din asta. Da. Și într-adevăr este egalitate. Modul, da. Sunt doar două valori. Astea sunt. Care sunt cele 8 și 2 și pe 3. 3. Da. 2, și 2 pe 3. Deci, în concluzie, eu vă sfătuiesc în continuare să mențineți această legătură cu matematica. Matematica rămâne antrenament. Nu am voie... Ca la sport, mă. La sport. Ce se întâmplă? Dacă o zi nu facem antrenamentul respectiv, a doua zi trebuie să-l dublăm, să-l triplăm. Ca să poți ajungi la forma de aici. Dacă nu, se pierde. Ați auzit marele sportiv, nu știu care, că e ieșit din formă. Ieșit din mână. Nu, s-a accidentat una, dar și-a ieșit din forum pentru că n-a mai făcut antrenamentul. Acela care trebuie făcut în fiecare zi. În final, eu zic să ne oprim aici. Da, da, da. O să... Minus 3x plus 7. Plus cât? Îți costă plus 7. Plus 21. 21, da. Atenții multe. Atenții știu că e cu plus. Da, da. Plus, dar trebuie mulțit. Ăla, mulțit cu toții, da? La revedere. Urmări pe microfon și vă dorim o zi bună. Și nu uitați să like și share. Like și share. Hai să vedem și Daria.